Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Vom organiza o conferință de presă pentru a prezenta, a face o scurtă prezentare a echipei pentru Consiliul Municipal Chișinău și candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Victor Chironda, va prezenta echipa de consilieri și va spune despre importanța ca oamenii pe 5 noiembrie să-și dea votul nu doar pentru candidatura domnului Victor Chironda, dar și pentru echipa de consilieri a Platformei Demnitate și Adevăr. Mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați locuitori ai municipiului Chișinău! În alegerile locale din 5 noiembrie vom vota nu doar pentru candidații la funcție de primar general, dar și pentru candidații la funcțiile de consilieri municipali. Consiliul Municipal Chișinău este o instituție decisivă pentru dezvoltarea durabilă a municipiului. De această instituție depinde setarea priorităților pentru alocarea bugetelor, monitorizarea activității întreprinderilor municipale, gestionarea terenurilor și bunurilor orașului, adoptarea documentelor de dezvoltare strategică, aprobarea parteneriatelor și investițiilor în Chișinău. De calitatea profesională și morală a oamenilor care obțin fotoliile în CMC depinde dacă orașul Chișinău va avea o conducere pro-europeană, transparentă și focusată pe dezvoltarea durabilă sau va continua calea politizării primăriei, deciziilor pe interes de grup și a scandalurilor nesfârșite și fără sens. În această campanie electorală, în întâlnirile și discuțiile cu cetățenii, am primit foarte multe mesaje de susținere și asigurări că oamenii mă vor vota. Știu că foarte mulți chișinăuieni îmi vor acorda votul pentru funcția de primar. Însă, pentru a putea activa eficient în această funcție, am nevoie și de o susținere puternică în Consiliul Municipal Chișinău. Am nevoie de o echipă care va munci cu mine și mă va ajuta să promovăm și să adoptăm decizii și proiecte necesare pentru soluționarea problemelor locuitorilor capitalei. În această campanie am alături de mine o echipă de oameni care în activitatea lor au demonstrat că sunt competenți, sunt profesioniști, dar cel mai important sunt integri și bine intenționați. Astăzi voi prezenta o parte din echipa de candidați care sunt aici, alături de mine, dar și întreaga listă pentru funcția de consilier municipal. Este o echipă în care se regăsesc atât membrii Platformei Demnitate și Adevăr, cât și candidați neafiliați politic care au fost alături de mine pe parcursul ultimilor ani de activitate. Astfel, este vorba despre, evident, despre mine, Victor Chironda, urbanist, Dinu Plângău, președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, ex-deputat, ex-președinte a Comisiei Securitate Națională, Victor Bunescu, politolog, consilier în CMC, Neli Sambriș, jurnalist, Constantin Boieșteanu, conferențiar universitar, ex-rector al Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, Igor Rotaru, președinte al Federației de Lupte Universale, Rodica Gandraman Lupașcu, economist, consilier local în Comuna Trușeni, Zinaida Cebănaș, antreprenor, femeie de afaceri, colegii care sunt astăzi alături de mine. În continuare, Țurcanu Ionela, contabil, Nistor Nicolae, inginer, Tampei Tatiana, avocat, Buliga Janeta, medic, Gaugaș Sergiu, inginer IT, Maimescu Sava, jurist, Cazacu Sergei, jurist, Caraman Olga, contabil, Tașcă Ivan, antreprenor, Lari Nikita, specialist în recrutare, Mandalac Virginia, economist, Tomulescu Ruslan, inginer, Munteanu Alexei, marketolog, Tudos Andrei, inginer, Vartic Angela, economist, Buruiană Ana, jurist, Bulat Nicolae, economist, Mihailova Tatiana, politolog, Solotki Adela, student, Iaconi Constantin, inginer tehnolog, Arion Eugenia, biolog, Serotila Igor, jurist, Mustea Diana, biomedic, Buzdugan Petru, antreprenor, Frunze Iurie, inginer constructor, Bulgac Svetlana, notar, Bârcă Parascovia, contabil, Ursu Iurie, economist, Slobozeanu Zaftoni Natalia, finanțist, Roibu Isai, inginer mecanic,
Romanenko Natalia, contabil, Cecoi Pavel, student, Hadârcă Diana, inginer, Lozovanu Andrei, inginer constructor, Bodiu Viorica, economist și Postovan Mihail, inginer. Aceasta este echipa cu care venim în Consiliul Municipal. Astfel, îndemn toți susținătorii mei să voteze atât candidatura mea pentru, sau pe buletinul pentru funcția de primar general, cât și pe al doilea buletin pentru funcția de consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Este important să ajungem în Consiliul Municipal cu o echipă puternică și motivată, cu echipa Platforma DA. Împreună vom construi un Chișinău european. Vă mulțumesc! Da. Doar două cuvinte. Dacă ați văzut, echipa pentru Consiliul Municipal Chișinău este destul de diversă. Avem foarte mulți tineri și în această echipă am decis să candidez și eu în calitate de consilier municipal. Fiecare dintre noi are câte un obiectiv ajungând în Consiliul Municipal. Obiectivele mele personale este ca Consiliul Municipal Chișinău să nu mai fie o adunare de oameni care își fac propriile interese și deseori uită de interesele locuitorilor municipiului Chișinău, uită de despre necesitățile orașului municipiului Chișinău. Avem foarte multe probleme în Chișinău. În primul rând este vorba de ceea ce nu au realizat de fapt nici puterea centrală, nici puterea locală, este vorba de lupta împotriva corupției. Este foarte multă corupție în Chișinău, sunt foarte multe decizii ilegale care ulterior sunt contestate, sunt foarte multe construcții care se construiesc fără autorizații sau prin niște voturi de conjunctură în urma unor interese. A doua, cea mai mare problemă pentru care vreau să merg în Consiliul Municipal Chișinău să încercăm împreună cu colegii să găsim cele mai oportune soluții este crearea de școli și grădinițe. Chișinău are o problemă foarte mare în calitate de tată tânăr, tata doi copii, înțeleg cât este de important să rezolvăm această problemă. Ori părinții tineri nu au deseori unde să-și ducă copiii la grădiniță sau școlile din municipiul Chișinău sunt supraaglomerate. Și toate aceste lucruri se întâmplă inclusiv din cauza corupției, din cauza faptului că se construiește fără cap în Chișinău, fără a fi prevăzute locuri pentru grădinițe, locuri pentru ca copiii să meargă la școli fără zone de agrement și așa mai departe. Iar asta face într-un final ca Chișinău să fie neconfortabil și multe, multe bătăi de cap tinerilor părinți. Fiecare dintre cei menționați, domnul Chironda, are către un obiectiv separat. Fie că vorbim de doamna Zinaida Cebănaș, doamna Rodica Lupașcu, care sunt foarte buni economiști, fie vorbim de alți colegi care sunt ingineri și știu cum ar trebui să arate niște normative în construcție și așa mai departe. Deci avem o echipă de profesioniști care au pe fiecare domeniu anumite viziuni și obiective relatate și în programul electoral al domnului Victor Chironda. Votați cu încredere Platforma Demnitate și Adevăr, pentru că noi vrem să mergem în Consiliul Municipal și să demonstrăm că se poate face activitate altfel decât ceea ce am văzut până acum în Consiliul Municipal Chișinău. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Votați Victor Chironda și Platforma DA.